Astăzi o să facem cordon bleu. Pieptul de pui se porționează în 4 părți egale și acestea se bat cu ciocanul de șnițele, recomandat între 2 folii alimentare. Pe fiecare bucată de piept de pui bătută se adaugă o felie de șuncă și una de cașcaval. Se pliază de la mijloc și se împachetează cu o folie pentru pregătiri ulterioare. Acum, după ce ați făcut asta pentru toate bucățile de șnițel, oul se bate într-un vas împreună cu sare și piper, iar pezmetul se întinde într-o farfurie în strat de aproximativ 0,5 cm. Da, uite, e foarte important unitatea de măsură. Recomandare. Pezmetul se poate asezona cu sare și piper. Mai iute, mai sărat, cum vreți. Pieptul de pui umplut se trece apoi prin amestecul de ou și apoi prin pezmet, asigurând o acoperire cât mai uniformă, pentru că nu am vrea ca șnițelul nostru să fie neprofesionist, acoperit așa pe TCS. Înainte de prăjire, după ce l-am acoperit frumos cu pezmet, îl împachetăm într-o folie și îl lăsăm la frigider 30 de minute. Asta este un lucru interesant. După 30 de minute, punem într-o tigaie 2-3 linguri de ulei, îl încingem la temperatură medie mică și punem bucățile de cordon bleu să se rumenească frumos pe ambele părți. Atât timp cât este necesar. Să fie rumenite, e foarte bine. Se topește cașcavalul, e foarte, foarte bun. Și asta este tot. Nu uitați să mâncați ce ați gătit și să dați like și subscribe.